Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. O mică compensare așa de seară. A trebuit să-l fac pe poziție, că de mare al dracu. 55 cavar să fie. Și ce e mai interesant, că acum trebuie și la persoane fizice. Peste 30 de kW instalat, ține-te bine. Am pus un condensator aici să fie. Da. I-am făcut și schemuță. Nu știu dacă se vede bine. Avem 8 trepte. Și să-i dăm, mai avem de pus zăbăbinuță, elunul, și îi dăm să pută. Da. Dacă vreți, lăsați la comentarii, o să detaliem schema. E joi, târziu, n-am chef acum nici de explicații, nici de alea. Dar pot să vă explic bucată cu bucată, care e curios. Oricum am spus și într-un filmuleț în urmă, urmește vorba lui inteligența artificială să bag, cum îi spune, trifazat la atelier și atunci o să experimentăm. Mai am două care trebuie să le montez. Dar o să facem niște explicații de la A la Z, ca să înțeleagă omul ce face, cum face, de ce reactivă, de ce chestii. Ce e aia, putere reactivă și toate detaliile. Da, știu, începeți, că nu e marcat L1, L2, L3. Nu e marcat. Asta am 2 zile de muncă la ea. Și în seara asta vreau să-i dau drumul, să grăbește clientul care o să le etichetez, nu e problema. Chiar am comandat niște tile șmechere care să pun direct pe cablu, nu mai trebuie să le bagi prin tilă, să clipsează. I-a venit clientului 40 și ceva de milioane, 4.000 de lei vechi. Doar pe partea de reactiv, așa de... De domne, dacă avem multe pompe, vreo 11 la număr, ce să-i faci? Da. Cam asta e. Ne vedem la filmulețul următor. Mai facem unul de ăsta scurs și cuprinzător așa. Am vrut să-l fac cu verde-galben, dar am zis, hai că merge și maro.